pun accent pe clădirea asta și uite, o să pun accent pe chestia asta de aici. Asta o să o fac mai dreaptă. Asta de umbră. Asta așa? Aia de umbră și să scot asta. Asta o să o luminez, o să îmi păstrez lumina asta pentru că, uite, vine, pică bine pe treime, mai pică aici o lumină pe treime și în bucățica asta. Și aici o să am, o să-mi bag personajele. Mă mir că n-aveți pe monitor trei linii. Să împărțim monitorul direct. La ce naiba? Deci aici sunt niște, aici sunt niște clădiri. Aici este, îi facem pasăgea ta. Așa, aici o să trasăm noi clădirea asta. Cum arată? Așa, așa, așa. Acolo are prostii. Se duce și mai e încă cu o clădire, cu încă una așa și o să mai scoate în clădire de acolo. Aia e mai importantă, da? Da, că are albul ăla care chiar ne stă nouă bine. Aici ne jucăm și aici avem cupola asta care chiar ne dă nouă bine și ne dă bine și pe... Punct de interes. Da. E, aici, în schimb, avem drăcia asta și uite, eu vreau asta să o fac ca pe o lozincă. Ca pe o lozincă. Ca să scrieți ceva acolo. Da, să scriem, să fie ăsta magazinul, știi? Da, pe aici vor veni personajele noastre. Aici vedem cum facem. Vezi, dacă la peisaje stau prost, la personaje stau și mai prost. Tu care toată ziua asta faci. Eu care toată ziua asta fac, exact. Bun. Acum. Nu mi-a scos tetele, pierdem timp. Am luat niște galben de neapole. Care este ideea? Dacă am aici un alb și aici o să fiu tot deschis, ar trebui ca să poată să ies prin contrast, să am cerul nițel mai închis. Și o să închid nițel cerul și o să fie cu altă culoare, îl închid. Îl colorez, nu că îl închid. Da, aici am niște... Și a spus galbenul ăla ca să se amestece acum? Este galben de Neapole, din care îmi va rămâne mie, îmi vor rămâne niște norișori, să zicem. Am înțeles. Da? Pe aici mă șterg așa cu pensula, vezi, n-am luat foarte mult, mai creez senzația de nor. Acum m-am dus, uite, simplu, cu albastru. Nu, aici putem să depășim bucata asta, pentru că ea o să ne vină închisă și atunci ca să nu ne suprapunem unde se suprapune acuarela, iese destul de urât, că se adună culorile. Și o să ne ducem. Aici venim practic și decupăm și lăsăm. Asta este partea de sus. Ne continuăm. Uite, iar o să iau din galbenul ăsta de Neapole. Și asta e clădirea caldă. Asta este clădirea. Vreau să-mi las punct luminos aici. A, deci numai sus. Nu, de ce? Vreau să închid nițel clădirea aici, vreau aici să ajung cu alb pur și atunci ca să nu am înțeles. Facem ca un degrade în așa fel încât să-mi rămână mie interesul acolo. Exact. Da. La final putem chiar pe drăcie, putem să deschisă, sfugea ochiul peste tot, nu mai. Da. Și acum pe aici trebuie să avem să avem niște culori. Aici va fi o zonă mai închisă, aici doar o culoare. În cazul în care ceva nu ne pică la socoteală și am dat nițel, acum pe loc iei cu adun cu șervețel. Aici o să ne vină nouă bucată închisă.
O să cream niște flori închise așa cât de cât. Nu conturăm deocamdată nimic. Aici, în partea de jos, o să, aproape o să reproduc cerul. Adică bag, am avut pensul la murdară. Uite, a prins și nițel galben chiar. Am zis că reproduc cerul, dar nu l-am reprodus. Și practic încerc să fac un degrade invers. Așa, da? Mai deschis aici și mai închis jos. Cu cât mă apropii aici, o să mă închid mai mult. Ca să dau aici senzația de mai deschis, nu? Să dau senzația de lumină aici, că vine lumina așa. Și atunci eu asta o să -mi urmăresc la toate. Acum chiar pot să asta este așa zisă parte de eboș. Uite, o să băgăm și pe clădirile astea, dar la astea o să le dăm foarte, foarte puțină importanță. Și aici o să ne lăsăm culoarea deschisă. Cam atât pentru prima mână. Acum o să uscăm. Asta o tai tu după chestia asta. Repezim pe ea să lucrăm. De ce? E caldă. Dacă mă apuc imediat să lucrez pe ea, mi se usucă repede culoarea. Și atunci vreau să nu mi se usuce culoarea atât de repede. Și ca să nu mi se usuce culoarea atât de repede, după ce m-am chinuit să o usuc, o umezesc. Așa, wow. Dar acum culoarea e fixată. Am înțeles. Și atunci eu pot să-i dau. E udă, nu și culoarea. Da. Și acum chestia asta îmi și răcește și mă ajută pe mine să-mi țină mai mult culoare. Prima chestie am dat-o cu o pensulă foarte mare. Să iau aici, am nevoie acum de el. Acum, o să luăm o pensulă mai mică. Uite, o să iau pe soră sa, că n-am nevoie de ștersături. Hai să vedem ce facem. Uite, vrem să facem primul lucru, să facem partea aia de depărtare aici. Acolo, ia uite, căsuțe, totul e prea clar. Și eu am să fac, uite, așa. Care e tare și cu forță. Și o las să zic că acum nu mă bag chiar lângă ea, pentru că mi s-ar duce din culoare de aici, mi s-ar duce acolo. Și atunci o mai las numai nițel. Dar pot să mă duc mai departe. Mă duc mai pe aici. Pot să încep cu... Nici nu știu bine cum vin astea. Ia să vedem dacă ne apropiem. Mai închidem, mai deschidem. Aici o să am nevoie de un punct închis, pentru că am lumina aia și uite. Acolo ce? Sunt niște căsuțe. Să facem cupul ăla. Încercăm să mergem pe pete mari, pe pete mai mari de culori, nu pe bibilele. Chiar vreau să întreb de ce sunt cu clădirea albastră, dar acum, că ați mai pus și marea ăla, să mai lămuri situația și fără...
arată mai pictural direct. Nu e o culoare. E așa o... Mai e... Acolo deja e ruginit. E tabla. Așa. Aici, dacă o să simțim noi nevoia, că eu aici am niște albastru care nu le cunosc, că sunt puse aiurea. Putem să aruncăm prin, prin zona asta pe aici, uite, putem să luăm inclusiv... O să-l punem și noi acolo. Aici o să ne închidem că ne vine bucata aia. Dacă vrem să-i facem... Terasă. Terasă, îi facem și terasă, masă, casă și asta, terasă. Pergola italiană. Asta. Acolo ne uităm mai rar. Adică noi încercăm acum să zicem că să ne facem că am creat, știi? Adică noi am făcut desenul ăla. Eu tot timpul încerc să nu fiu robul imaginii. Adică să mă subjuge atât de tare imaginea și să pierd din vedere efectele pe care pot să le pun și să fie în punctele încerc să aduc ochiul aici. Aici îmi vor veni mie niște personaje, niște treburi. Asta nu pot deocamdată să o să vedem, poate pot. Dar pentru asta mi-ar trebui o pensulă nițel mai micuță ca să facem și... E neagră, adică umbrită rău, nu? Ce? Aia. Uf, o să bag chiar o pată de... O pată de culoare. Și scrieți ceva pe acolo? La final. Sau așa, ca și când? La final îi scriem, ca să nu cumva să creadă lumea că este din America sau cine știe de unde. Că oricum scriem fără să se... Înțeleagă. Bun. Mă opresc din nou, usuc. De ce? Pentru că nu pot să mă duc acum acolo. Aș putea să mă duc, dar mie să nu fac vreo prostie. Da. Și dacă fac prostie... Am zis că bucățica asta nu prea o... Doar atât, așa băgăm pe ea, că porcă mai tragem cu... Și acum uscăm din nou. În momentul de față ea a prins a prins lumină, umbră, practic. După asta noi începem să punem sare, piper, chestii, adică umblăm și regulăm. Dar asta o consider partea cea mai importantă a lucrării. Asta le predau și eu copiilor. Acum o să luăm o pensulă, deci până acum le-am folosit pe astea două.
mă rog, asta cu asta sau asta și asta, că sunt în același lucru. Acum o să iau o pensulă de sintetic, mai mică, care ca să merg la punct ochit, punct lovit, adică nu mai am nevoie de atâta difuzie. Aici ar trebui să difuzeze, să le treci, uite, să treci una dintr-una în alta. Acum nu o să mai am atâta nevoie. Și începem să mai adăugăm, mai creiem, mai dăm sens la... Aici o să-i băgăm și... o lozincă pe verticală. Nu e, dar... din clădirea umbrită. Pe acolo sunt... mai vreau să mai bag în film și din alte unghiuri, de-aia mai filmez așa și de pace. Deci aici băgăm niște... Pornă să venim cu una mai micuță, aici ne băgăm niște anturaje, facem niște culori pe aici, nițel închis, aici mai putem... uite. Alo? Ziua. Unde, vă rog? Nu. Nu, în Cluj. Nu. Bine. Mamă, ce-o fi găsit asta? Am stat o dată parcă în zona aia. Și-o găsit la școală, pe Oașul. În Cluj. Am stat pe Oașul în Cluj, de-aia. Acum am încercat să le dăm niște un sens la tot ce este... Poți să zici că e aia... Adică nu trebuie musai să stăm să ne... Acum o să facem același lucru și pe aici. Uite, toate chestiile astea au reprezentat mentale în mintea Cristului. În mintea mea nu au toate. Adică înțeleg, niște geamuri alea, poate sunt niște geamuri. Da, păi sunt niște, domnule. Te mai căca pe tine, domnule. Ele geamuri trebuie să fie, că altceva n-am venit. Niște rufă la uscat, niște stâlpi, uși, ce poate să mai fie pe lumea cu cuvirea așa. Auzi, nu trebuie să știi tu. Da, exact. Știi ăla, știi? Totul e în prin... Mi-au plăcut rufele alea, de-aia l-am luat. E în mintea privitorului. Aici o să facem niște... Paisan? Niște omuleți, omoplați. Să facem și cu roșu. Mai șchiop, unii mai... Unii pe bicicletă, cu câinii la plimbare. Să ne băgăm aici unul ca să nu...
ciudată, nu știi. Dacă e om sau femeie. Asta... Mai ales în ziua de azi. Numai Dumnezeu știe. Urmele mergem noi. Astea o să le tragem și... E cu blană astea, o tipă cu o haină de blană. Niște... umbre. Așa teoretic e simplu. Bun, acum, pentru că ăsta este punctul principal, o să... ar trebui să usuc nițel, ca să pot să bag, să pot băga o... Da, trebuie să fie la soare, nu? Cum ar veni? Da. Și gens în mână. Nu e chiar... Păi eu ce-am de făcut mai bun? Bun. I-am făcut ce i-am făcut. Nu astea, că astea alea sunt bătrâne, sunt vechi. Ăla de galben, ăsta și cu ăsta. Mâneam și trei. Acolo, ca să trag sârmele, să trag nu știu ce. În mod normal merge și cu un maro, cu un negru, cu nu știu ce. Dar astea, da, acoarele, aproape, indiferent ce acoarele, cât de tari sunt, cât de bune sunt, nu au un pigment la fel de tare. Uite, ăsta e de aici. Se întrerup sau nu sunt destul de negru? Deci, dacă vrei să-l faci mai negru, să faci viscos. Am înțeles. Iar când vrei să tragi liniile de înaltă tensiune... Alea din fundal le mai tragi cu acoarele, astea din față numai. Ăsta poate să aibă foarte puțin. Asta este vopseaua aia de... ți-am zis, da? Nu înregistrăm. Este de vopsit lavabil, nu? Tuburile. Pigment. Pigmenții ăia care sunt... o să-ți arăt imediat. Pigment, da, nu e nimic. Pigment da? Făcut cu apă. Adică... a, mai pus apă. Da, păi mai pun tot timpul apă, că altfel s-ar... de deci, uite, vezi, asta este o culoare extraordinar de intensă, aproape că nu scap de ea, adică, uite, vezi, este... și prinde aproape peste orice. Mă joc. Asta, ăștia n-au venit încă cu... cu cablu. La ăștia n-au venit. Uite, spre exemplu, acolo e un stâlp. Și am să-i și bag, că dă bine pe albul ăla. Nu fie, zice, și dacă nu era, trebuia inventat. Da? Mai conturăm niște prostii, dacă avem nevoie. Tot acum venim cu... vezi de ce spunem că asta merge foarte bine? Ea acum aproape că nu mai are vopsea. Dar tot rămâne ce prin ștersătură și atunci ies toate chestiile astea care le tragem cum noi mai facem și
un fir căzut. Așa se întâmplă pe la noi. Am terminat cu asta și începem să punem sare și piper. O să luăm prima dată albul. Albul ăsta care, ți-am zis eu, este făcut de noi. Eventual, uite, mai pot contura pe de acolo ce? Pe unde... Acrilic sau lavabil? Nu, este bioxid de titan cumpărat. E o acuarelă, practic, făcută de... De casă. De casă, făcută de mine. Aici... Să-i scriu și seria și numărul de înregistrare și... Deci aici este o lozincuță, dar pe asta să-i facem. În arabă. Așa. Chiar că sare. Hmm? Chiar că sare. E, acum punem puțină lumină pe personaj. Și nu ne jucăm mult. Uite, îi punem nițel pe cap și pe umeri. Și la asta tot la fel. Și la asta, uite. Și lăsăm ochiul să creadă el. Să îi... Mai băgăm și pe aici printre picioare câteodată. Când ni se pare că e prea tare, mai dăm cu degetul. Uite, fața lui ăsta. O să o fac mai deschis. Mai adăugăm câte un cap, mai scoatem câte unul. Depinde fiecare ce... O să iau... Tot acum, pentru că sunt la capitolul ăsta, pot să îi adaug, uite, niște... Când vreau să colorez lucrarea, da? Chiar dacă sunt niște puncte aruncate aici și acolo. Asta era o iluzie optică celebră, era totul gri și avea doar niște linii colorate și aveai, îți dădeai impresia că totul era... Că totul este colorat. De galben pur nu prea avem nevoie, așa că o să facem un fel de... Trebuie să pun un punct roșu și aici. De ce? De al dracului ce sunt și ambițios. Deci, cam... Dacă mai simți nevoia să mai adaugi la vreunul ceva, să-i mai modifici, dar... nu trebuie conturate toate personajele, că nu se văd toate la fel și atunci trebuie să se vadă două, trei. În rest, umple ochiul cu singur. Personajul ăsta din față se vede aproape cel mai puțin cum ar veni. Ăsta de aici. Da, da. Dar nu vreau să-l văd, pentru că e în partea aia acolo, da. Doar trebuie să zicem, să nu rămână locul gol și să nu fie... Acum facem lucrul cel mai important. Învață să faci semnătură. Să fac una mai șmecheră? Să vă fac a noastră. Semnez toate prostiile cu Dragan. Și
că te-am dus că gata. Nu mai are mai mult. Acum. Toată... Ceva, sau de regulă eu arunc acolo ca să încep altă. Ca să usucă singure. Ce pot să fac cu filmul? Să-l opresc, da? Da, da, da.